Hey, Glossy Girls! Sunt Mona de la From Mona with Gloss. Iar eu sunt Sara de la SunshineSara.com. Și astăzi vrem să vă povestim un pic despre Weekendism. Care avem aici? Este a doua cutie pe care am primit-o. La mine este deja a treia și sunt foarte încântată. Și eu sunt foarte entuziasmată pentru că m-au nimerit de fiecare dată și am primit produse fix pe gustul meu. Vreau să vă povestim un pic despre ambalaj, despre cutie, cum le primiți. Atunci când le comandați, primiți o cutie roșie, sigilată. Eu n-am mai avut răbdare și am desigilată să văd ce am înăuntru. Iar când o deschizi, mai ai încă o cutie înăuntru, unde găsești produsele primite. Și arată cam așa. Ups! Așa. Două pliante. Și cu noutățile. Da. Cam așa arată cutia înăuntru. Iar a mea arată de genul acesta. Din luna aceasta, brandurile din portofoliul Coty se regăsesc acum și în portofoliul Pick & Dazzle și dacă vreți să vedeți exact care sunt acestea, le găsiți pe site-ul lor la secțiunea Brands. Până una alta, ne informează despre noutățile de la Astor, noul ruj lichid, și despre tratamentele de la Sally Hansen și avem aici și o scurtă prezentare a brandului. Da, și vom începe să vă arătăm chiar noutățile, rujul, dar o să las pe Mona, deoarece el este wow. Rujul este cel pe care îl port acum. Este noul ruj lichid de la Astor, așa arată. Al meu este în nuanța 230, Live Your Own Style și este cu finish mat. Îmi place foarte mult că este o nuanță de mov vișiniu. Și dacă vă uitați cu atenție, este fix în nuanța părului, ceea ce mie mi se pare foarte tare. Are un aplicator, este foarte ușor de pus pe buze, rezistența este una medie și eu am fost mulțumită de el. Ce zici? Este pentru prima oară când primesc, cred că, un ruj roșu corai. Varianta mea este cu finish shiny, lucios, și se numește Gorgeous Style, numărul 150. Îl port, cum vedeți, și pe buze. Cred că așa nu seamănă cu părul meu. Dar este foarte drăguț, mi-a dat această nuanță. Și arată cam așa. Și rezistă destul de bine. Deja am băut o cafea, am băut o apă și e ok. Și eu am băut cafea după. Așa. Și trecem și la tratamente. Da, trecem și la tratamente. Amândouă am primit același produs. Da. Tratamentul Miracle Cure de la Sally Hansen. Încă nu am apucat să îl testez, dar am mai avut înainte să existe la noi pe piață aceste produse și am fost foarte mulțumită, deci abia aștept să îl pun la treabă. Eu cred că îmi doresc să-l testez de vreo 3 ani, să spun sincer. Chiar de mult timp vreau să-l testez și din cauza că nu s-a găsit niciodată în România, nu l-am găsit, nu înțeleg cum nu, se poate. Exact asta? Nu l-am găsit, exact asta l-am găsit. Și după cum vedeți, față de Mona, am niște unghii, nu jalnice, dar foarte, foarte tari și casante. Așa le vedeți în casă. Zilele trecute, înainte de un eveniment, îmi puneam dresul și mi-am rupt unghia în dres, dar dresul nu s-a. Despre tratamentul Miracle Cure, deci promite să-ți facă unghiile mai puternice, cu 40%, în doar 3 zile. Mai puternice nu neapărat să ți le întărească, cât să-ți păstreze hidratarea lor, ceea ce eu am maximă nevoie, în special iarna, deoarece, cum v-am spus, sunt prea tari și acesta este motivul pentru care ele se rup. Deci, de-abia aștept să-l testez. Este un tratament pentru unghii deteriorate și unghiile sunt cu până la 40% mai rezistente în doar 3 zile. Formula exclusivă cu microminerale umple fisurile pentru a preveni exfolierea unghiilor. Agenții de hidratare acționează imediat asupra unghiilor casante și deteriorate. Iar proteinele naturale ajută la fortifierea acestora. Și ne recomandă să aplicăm un strat pe unghiile complet curate în fiecare zi. Și se poate folosi independent sau ca bază pentru lacul de unghi. Pentru mine e un pic cam stresant să trebuiască să-mi dau mereu lacul jos în fiecare zi, să mai pun un strat. Ca bază și la fiecare 3-4 zile. Da, oricum eu sunt dependentă de tratamente, așa că vă spun mai multe într-un review pe blog, mai încolo. Deci acestea au fost noutățile de la Astor și Sally Hansen.
Și o să trecem la... Te rog, că tu ești, știu că ai fost foarte încântată de să vă spun o poveste. Când am primit cutia, exact în seara aceea, eram în mașină, am pus-o pe scaunul din dreapta și mă gândeam, ah, cum vine să o deschid, acum să o deschid, să nu o deschid, ok, o deschid. Și mă gândeam, îmi doresc atât de mult o cremă LymphaAge. Și ghiciți ce? Dorința mi s-a îndeplinit. Acum nu știu dacă am completat atât de bine profilul de beauty și ei s-au uitat acolo exact ce-mi place sau mi-am dorit eu atât de mult, dar ideea este că am primit această cremă de care chiar sunt foarte încântată. Este o cremă de noapte regenerantă și eu deja am folosit-o de câteva nopți încoace și am fost foarte mulțumită. Ea vine ambalată într-o cutie, arată așa. Și îmi place că are o textură destul de lejeră, chiar dacă ea este hidratantă. Intră imediat în piele și are un miros plăcut și nu rămâi cu tenul încărcat înainte să te culci. Mai avem aici și o prezentare a produselor și câteva instrucțiuni de folosire, dar ideea este să o folosim în fiecare noapte și ne oferă hidratarea de care avem nevoie. Deci aceasta este povestea cremei. Și ce trebuie să menționez despre această gamă și acest brand este că nu se găsește în România, momentan cel puțin, și asta este una din lucrurile care chiar ne plac la cutia Pick & Dazzle. Și anume că găsim și branduri care nu există la noi, pe care, la care nu sunt așa ușor de cumpărat, nici măcar online, și avem ocazia să testăm mult mai multe branduri și mult mai multe produse. Deci crema ta era de la Bottega de Lunga Vita, exact. Și gama LymphaAge. Eu da. Am primit, deoarece sunt maniacă cu cremele pentru ochi, am primit tot de la acest brand gama Vita Age In, o cremă anti-rid pentru ochi, care... niște instrucțiuni foarte, foarte lungi și mari, dacă pot să le... Așa. Cam așa. Foarte multe. Crema are 15 ml și arată așa. Mi se pare foarte cute. Și n-am apucat să o folosesc, dar cred că o să o pun în aplicare chiar din această seară. Nu am încercat prea multe creme anti-rid. Am încercat doar... creme hidratante sau cu cafeină. Da, dar știi că este bine să le folosim din timp, chiar dacă sunt anti-rid. Chiar prevenție e foarte important. Câteva săptămâni împlinesc 26 de ani și cred că ar fi cazul să încerc. Da, mulțumesc. Bun. Și trecem și la ultimul produs. Da, al patrulea. Care este? Un șampon. Sunt din aceeași gamă, da. Amândouă, doar că al meu e verde. Al meu e albastru. Și este tonic, stimulant, împotriva căderii părului. Iar al meu e șampon delicat pentru păr... Uz frecvent. Da, de uz frecvent, pentru normal sau delicat. Este tot de la LymphaAge, gama pentru păr, exact cum am avut și crema. Și arată în această formă, are 250 de ml. Recunosc că deocamdată nu am apucat să-l folosesc, dar din ce am citit pe el sună foarte bine. Ca și la cremă, găsim și aici un pliant cu informații despre produse și un pic despre brand și istoria brandului și în ceea ce crede el. Și ce mi s-a părut foarte amuzant este că am găsit un fel de card de garanție care este și la creme și la șampoane de știință, cred că le pun în fiecare produs din această gamă. Garanția calității. Unde ei chiar vor feedback-ul nostru despre produse. Mi se pare că cineva ia în considerare ceea ce cred eu. Da, mi se pare un pic mult să stai să completezi această hârtie și să o trimiți prin poștă, dar intenția contează și în mod sigur... E posibil să existe și o variantă online. Să dai un mail sau să completezi un formular online. Nu l-am încercat încă, dar îmi place foarte mult sticluța. Mi se pare foarte interesantă. E din plastic, nu este din sticlă, chiar dacă pare. Iar șamponul miroase curat. poate se pare fresh. Poate suna dubios. Yeah. Da, aproximativ. Poate pare dubios, dar mie îmi place că când un șampon miroase a curat. În general. Da, așa. Și mie îmi place. Da. Și de-abia aștept să-l încerc, în special că eu mă spăl, mi-am ales foarte bine șamponul de uz zilnic, deoarece eu mă spăl odată la 2-3 zile.
Chiar dacă merg la sală, chiar mă scol și mai zic. Mai ales, da. Pentru că n-am zis poate altfel. Da. Și mie asta mi-a plăcut foarte mult la conceptul Pick and Dazzle, acel beauty profile. Mm-hmm. Prima oară când am văzut că trebuie să completez un beauty profile, am zis, nu stau acolo să pierd vremea, să pun toate datele, dar am văzut că este detaliat și pe baza lui chiar am primit produse pe gustul meu. Adică le-am primit și mov. Până și mov. Deci este la fix, da. Da, așa și că merită să vă completați profilul și dacă vă hotărâți să încercați pachetul, sigur o să găsiți niște produse pe gustul vostru. Da, chiar cred că profilul este foarte detaliat, mai spus și tu, și foarte bine făcut și durează chiar foarte puțin spre uimirea mea. Eu n-am stat mai mult de câteva minute pe el. Pentru că este simplu de completat. Da, și chiar recomand tuturor care vor să-și comande cutia să și-l facă și să fie atent și chiar să-și spună acolo ce-și doresc. Dacă folosesc, de exemplu, rujul roșii sau mov, în mod obișnuit să pună 3 steluțe la cel mov și la cel roșu și 2 steluțe sau 1 steluță la cel, nu știu, nude. Eu așa am făcut, nude-ul cu 1 steluță, mov-ul cu 3. Desigur. Așa și chiar și fiind la a treia cutie, deja și în celelalte cutii am primit numai lucruri pentru mine. Pe care dacă mi le expune în față și mi-a pune să aleg dintre mai multe, pe alea sigur l-aș alege. Deci... Și chiar l-am folosit. Da, adică eu deja... ce cremă am primit în prima cutie, am terminat-o deja. Da, eu mai am un pic și o termin. Deci într-o singură lună deja chiar mi-a plăcut foarte mult, am și scris despre ea. Și chiar vă recomand să intrați pe site și să vă faceți profilul și să vă comandați măcar pentru început o cutie, dacă nu tot serviciul de 3 sau 6 luni, teoretic. Oricum nu e obligatoriu, poți să plătești o singură lună. Da, da. Deci chiar să iei pe 3 sau pe 6 luni. No strings attached. Cam așa. Și dacă nu ești satisfăcut de produsele pe care le-ai primit sau de un singur produs pe care l-ai primit în cutie, oamenii de la firma Pick and Dazzle sunt foarte amabili și dacă le scrii un mail în care să le spui că știți, nu-mi place parfumul de trandafir de la crema nu știu care, sunt dispuși să îți trimită un produs potrivit pentru tine, ca să ai experiența întreagă Pick and Dazzle, să fii încântat de tot ce primești, nu doar de o mică parte. Da, pentru că accentul este pus pe consumator și pe nevoile consumatorului și tot conceptul este foarte personalizat. Tocmai de asta mi-a și plăcut foarte mult. Foarte personalizat, asta mi-a plăcut și mie. O să vă mai povestim un pic ce mai aduc ei nou, dar pentru asta trebuie să citiți articolul. Da, o să aveți mult mai multe detalii în articole, și al meu și al Monei. Și mai multe detalii și despre produse, deoarece nu putem să facem video mult prea lung, că altfel am stat aici la taclale o zi întreagă. Și l-am obosit pe Fabian un pic. Dar, da, în mare, cam asta e cutia din ianuarie. De-abia așteptăm să vedem și în februarie, pentru că am făcut comandă și pentru februarie. Am omis să spunem că astea erau Dazzling Picks, cutia de Dazzling Picks. Da, așa este. Data trecută am încercat-o pe cea premium. Mm-hmm, da, și eu la fel. Și acum am decis să încercăm pe cea Dazzling și chiar suntem încântate. Da. Mulțumim frumos că v-ați uitat, sper că v-a plăcut. Că ați avut răbdare să vă uitați. Și promitem să mai revenim cu videouri. Da, și promitem să mai revenim cu videouri și cu un... în care să mai râdeți de noi, probabil, un pic. Eu sigur am râs o grămadă înainte și în timp și după. În timp ce o să văd editarea. Cam asta a fost. Mulțumim frumos!